Bună ziua, dragilor, la un nou podcast. Am o persoană pe care o apreciez foarte mult și o urmăresc de mult pe YouTube și pe celelalte canale de socializare, chiar și pe TikTok are o grămadă de apariții. Este doamna Ana Maria Gavrilă, deputată în Parlamentul României. Să rămână. Mulțumesc. Bine ați venit la mine la podcast. Mă bucur că ați acceptat invitația. Aveam emoții că nu o să-mi acceptați invitația și mă bucur că sunteți aici cu mine. Onoarea este de partea mea. Mulțumesc. Vă urmăresc de mult timp și suntem cam pe aceeași lungime de undă, cum se zice în românește, cam ne plac sau nu ne plac aceleași chestii care se întâmplă în România și v-am chemat aici, sunteți al treilea politician, am mai chemat și pe Cristian Tere și pe Călin Georgescu să căutăm soluții pentru România. Asta fac eu de fapt, toți m-au acuzat invitându-l pe Cristian Tere și pe Călin Georgescu că sunt pro-rus, că sunt putinist, că sunt aurist, că sunt nu știu ce, că de ce nu-i invit pe Șoșoacă, că de ce nu-i invit pe George Simion. Cu totul și cu totul greșit. Intenția mea este să găsim soluții pentru țară. Puteam să intru de mult în politică pentru că, fiind om de afaceri de 20-30 de ani, e foarte ușor să-ți cumperi un loc de senator sau de deputat în România și mi s-a propus de foarte multe ori, din 4 în 4 ani de când sunt alegeri, că toate partidele politice au nevoie de bani să intru ca așa. N-am fost de acord să intru pentru că mi-am dat seama că fiind acolo și fiind minoritar, e foarte, foarte greu să mă bat cu majoritatea. Dumneavoastră vă apreciez și vă stimez pentru că aveți curaj să vă bateți cu majoritatea și să ieșiți acolo la Parlament și să spuneți ce nu-i bine sau cum ar trebui să fie lucrurile și de-aia vreau să discutăm puțin pe tema asta. Cea mai caldă temă, am văzut că ați protestat împotriva proiectului ăsta de lege cu luarea copiilor de la părinți și aș vrea să începem cu asta pentru că e cald acum. Cu asta aș vrea să începem, da. Tocmai aveam o ședință comună a Comisiilor Reunite de Muncă și de Sănătate la Parlament când am plecat spre această înregistrare cu dumneavoastră. Este un proiect de lege extrem de controversat, pentru că nimeni nu știe și nimeni nu poate să explice și să justifice de unde vine. Adică, care sunt cazurile să ne dea care sunt cazurile în România care nu au putut fi acoperite de actuala lege de 272, care este pentru protecția copilului. Chiar în titlul legii spune de riscul de separare a copilului de părinți. Deci este clar că noi pornim de la o anumită prezumție că avem un foarte mare risc a copilului în general de a fi separat de familie. Este o lege foarte controversată pentru că avem PNL și PSD care susține că avem nevoie de această lege și care, am rugat... Mă scuzați, care sunt argumentele lor? De ce spun că avem nevoie de această lege? Cu ce ne ajută această Tocmai lege? Tocmai când am plecat din Parlament, doamna Firea își susținea introducerea și prezentarea acestui proiect și spunea că avem foarte mulți copii abandonați. Întrebarea mea este, avem nevoie de mai mulți copii? Eu cred că motivația este în final una financiară. De ce? Pentru că această lege permite construcția a unor centre de zi pentru copii. Și motivele pentru care un copil poate fi separat de familie sunt foarte generale. Include inclusiv faptul că dacă nu ai abilități casnice. Adică dacă nu știi să gătești, cum ar veni, nu? Păi nu știu, putem să o întrebăm poate pe doamna Firea dacă dânsa să gătească, dacă nu dânsa știe, își face curățenie singura acasă sau ce înseamnă abilități casnice. Un alt articol spune, de exemplu, și eu și sora mea am fi fost poate în pericol de a fi separate de familie, pentru că spune că dacă părintele, singurul susținător financiar al familiei, este plecat în străinătate, există un risc de separare a copilului de familie. Dacă intri în faliment, păi în România foarte mulți oameni trăiesc de la lună la lună, suntem toți mii de firme care intră în faliment, exact. Și oameni care rămân fără serviciu. Exact. Însă, în spațiul public au apărut tot felul de voci. Și am spus celor care ne susțin și unde am avut prilejul să vorbesc, vă rog, mergeți și citiți pentru dumneavoastră, să înțelegeți pentru dumneavoastră această lege. Pentru că limbaj este destul de simplu, însă este foarte larg, deci permite abuzurile. Permite abuzurile și spune mai departe, eu aș merge mai departe cu ceva ce nimeni nu spune și anume că dumneavoastră știți, aveți o firmă și în România se practică foarte mult ca dacă tu ești concurență la cineva să-ți trimită control de la ANAF. Se practică și în zilele noastre. Eu aș merge mai departe și să spun
că dacă cineva nu te place, și asta se întâmplă, se întâmplă în Germania, se întâmplă în Norvegia, dacă cineva nu te place, îți trimite acasă un asistent social care poate să stea pe capul tău 12 luni și să se uite efectiv ce faci cu copilul tău. Sunt poveștile acelea care noi le-am auzit, fiind plecată în străinătate, Germania, Anglia, auzi tot timpul despre aici nu ai voie să lași copilul acasă singur până la 14 ani sau trebuie să-ți duci copilul de mână pe stradă până la X ani, și noi credeam că astea sunt niște ciudățenii, dar iată că vin și în România. Și crește așa, schimbă o cultură de o frică, adică noi aveam în cultura noastră de a lăsa copilul cu bunica. Acum poate bunica este prea în vârstă, poate bunica nu are abilități casnice, mai știu eu ce motive. Am văzut și vaccinurile, dacă nu ți-i vaccinezi, cum spun ei, poți să-ți ia. Absolut. Este și o problemă, pentru că aceste vaccinuri sunt în fiecare an mai multe și mai multe pentru copii. Industria farma e cam cea mai mare, cred că mai mare decât petrolul, și fac niște bani. Uitați-vă acum, cu pandemia revenim, sau plandemia, cum îi spunem noi. Pfizer a făcut profit într-un an de zile 80 de miliarde ca să vaccineze oamenii. Noi am luat 100 milioane de doze, știți foarte bine, din care anul trecut am aruncat, nu știu cât, 2-3 milioane. Acum deja au venit iară 2 milioane pe care le aruncăm și pasele cu noi, că să mai vaccinează absolut nimeni. Adică cineva trebuie să facă niște bani. Probabil că și una din motivele pentru care au introdus chestia asta cu vaccinat a fost că se gândesc la niște bănuți pe care o să... Absolut. Eu am spus că acest proiect de lege este poate cel mai... cea mai bună dovadă a incompetenței și a răutății USR și PNL și a lăcomiei PSD. Pentru că PSD a venit la guvernare și putea să spună, ok, desecretizăm PNRR-ul. Lumea spune, a, nu, că PNRR-ul este pe pagina guvernului. Nu este adevărat. Fiecare jalon are probabil maxim 10 cuvinte. Reformarea sistemului... Fără să dea detalii sau fără să spună fără cum... Fără să spună exact. Un proiect de lege despre care vorbim, 145/2023, are 16 pagini. Alt proiect de lege, 143/2023, care este vorba despre companiile de stat și despre a le face vulnerabile și mult mai ușor pentru a fi date în privatizare, are 58 de pagini. Și eu vă spun un lucru. Parlamentarii din Parlament nu știu ce votează. Asta a fost experiența mea. Am fost la comisie ca să susțin o... părerea mea împotriva acestui 143 cu companiile de stat. După ce mi-am spus părerea, un deputat PNL a luat microfonul și a spus, cred că nu aș citit legea. De fapt, în această lege este despre gestionarea companiilor de stat. Și avea dreptate pe jumătate. Însă cealaltă jumătate era despre a vinde companiile de stat, a le face vulnerabile și nu a încerca să le protejeze și a merge la sursă, a le face eficiente și pentru ca beneficiile bunurilor comune pe care le are această țară să revină cât mai multor oameni. Deci și parlamentarilor li se spune asta, pentru că eu m-am întrebat de multe ori, cum Dumnezeu vin acești oameni și votează așa ceva? Dar nu citesc. Adică doar un proiect de lege votează ce se spune partidul. Adică... Exact. Se uită în față și dacă degetul este pentru... Normal, nu interesează, nici nu știu despre ce e vorba. Așa apasă pe buton. Exact. Revin puțin că din cauza că era legea asta caldă cu copiii, am intrat direct în partea legislativă și asta. Am citit puțin pe net despre dumneavoastră, am văzut că a stat 15 ani în străinătate, nu în Germania și în UK, nu? Da, eu am plecat în 2005 cu o bursă, Erasmus, era vremea când nu erau vize pentru Germania, nu erau avioane să ne ducă în Germania și da, am stat acolo, am făcut o a doua facultate în real estate, am studiat imobiliare și apoi am mers la un master în Anglia, unde am rămas pentru 8 ani. Ați lucrat sau doar ați studiat în afară, în străinătate? Am și lucrat. Am lucrat pentru, nu? Fonduri de investiții. Și nu vă era bine acolo? De ce v-ați întors? Uitați, eu vorbesc și cu alți oameni care au fost plecați și mai mult decât mine, 20 de ani, 25 de ani. Da. Și toți spun, am vorbit și cu alte naționalități, este ceva despre români.
românii simt că trebuie să se întoarcă. Românii vorbesc tot timpul despre timpul cândva când se vor întoarce. Românii trimit bani acasă și își fac case. Este ceva, este legătura noastră cu pământul, care asta este, de multe ori zicem, de ce suntem noi altfel? De ce noi putem să ne aliniem cu ceilalți? Pentru că avem o legătură cu pământul, pentru că avem o legătură cu divinitatea pe care celelalte culturi în Europa și naționalități le-au pierdut. Și atunci noi nu putem să importăm acum niște sisteme care funcționează pentru ei, pentru că noi avem alt ghidaj, pe noi ne ghidează altceva. Simțim altfel lucrurile, vedem altfel lucrurile și atunci nu putem doar să importăm și să acceptăm, însă de aceasta avem nevoie de lideri puternici. Crezi că din cauza asta a fost campania foarte bine orchestrată și plătită? Afară au și recunoscut mari trusturi de presă că campania nu catedrale și spitale și a mai fost o campanie împotriva familiei. Credeți că asta se urmărea, să fim și noi ca ei, adică să ne ducă în aceeași stare ca și națiune și ca și populație, ca și Occidentul, unde s-au desfințat biserici? A fost în țările nordice discotecă în biserică, club de noapte în biserică, adică, cum vă spuneam înainte de a începe înregistrarea, fiul meu a fost un an și ceva, doi ani aproape preot la o comunitate de români, o parohie ortodoxă în Ålesund, în Norvegia, și m-am îngrozit văzând că el, neavând o biserică construită așa, își făceau ca și preoții din străinătate, din diaspora, în tot felul de biserici catolice, luterane, închiriau spațiu și plăteau duminica pentru Sfânta Liturghie. Și de multe ori nu s-a dat spațiu, că a zis că a închiriat cineva pentru nuntă sau pentru club de noapte sau pentru discotecă sau pentru... Deci cam la nivelul ăsta a ajuns Occidentul. Și eu chiar am pe canalul meu de YouTube o chestie, spun: familia și credința ne mai țin uniți oamenii în momentul când, pe noi oamenii, în momentul când distruge asta, oamenii devin sclavi. Și m-am legat de ce a spus dumneavoastră cu Occidentul și cu asta, pentru că noi ca români încă mai avem credință. Și acum am fost la Munte Iatos acum două săptămâni și am vorbit cu niște părinți îmbunătățiți, să zic așa, care au o viziune. Unul din părinți este părintele Kiril de la Vatopet și în momentul când era pandemia în floare, l-am întrebat, zic: părinte, cât mai durează pandemia asta? Că eram disperat deja, adică ne distrusese și afacerile și eu nu am suportat mască niciodată, n-am aia, nu... Adică mi-era foarte greu, foarte, foarte dificil cu pandemia. Și zice, băi, zice, pandemia va mai ține până o să oblige copiii să vaccineze, pentru că noi suntem ca și oameni, ca și indivizi, suntem păcătoși și... Așadar copiii sunt nevinovați și Dumnezeu nu o să accepte ca ei să fie vaccinați. Și în momentul când va fi obligatorie vaccinarea copiilor, o să se termine. Și zic, dar când va fi asta, părinte? Zice, până în Paști. În martie s-a terminat cu pandemia și atunci a început cu copiii să îi cheme să-i vaccineze și a avut perfectă dreptate. Și acum am întrebat din nou, zic, părinte, eu nu mai văd nicio șansă pentru România. Zic, am discutat cu politicieni, am avut podcast, zic, am avut și cu Cristian Tereci, care în Parlament. Și zice, singura noastră șansă pentru România, care mai o văd eu și numai dânsul mi-a spus, am mai avut un podcast după aia cu părintele Vlad Piment, pe care puteți să-l urmăriți la mine pe canalul de YouTube, și zice, singura noastră șansă este apropierea de Dumnezeu. Asta este singura noastră șansă ca națiune să putem rezista și să putem să terminăm cu corupția, cu sistemul ăsta. Și se întâmplă. Am văzut anul acesta la biserică mai mulți oameni la înviere decât am văzut în 2021. Și eu, să știți că am remarcat și eu. Decât am văzut în 2021. Deci tot ce se încearcă să ne depărteze, de fapt, apropie. Este ca un elastic. Dacă tu ești ancorat acolo... Da, poate te mai pierzi cu viața de zi cu zi, însă revii acolo, pentru că legătura noastră este foarte, foarte strânsă. Am văzut și eu când a fost plecată aceste biserici goale, însă mie îmi place să mă concentrez pe ceea ce pot eu controla. Da, s-ar putea să fie un plan mondial, s-ar putea să fie o nouă ordine, s-ar putea să fie chiar de la Bruxelles. Dar se vede, se simte deja, nu? Se simte, însă... în loc să ne acapareze mintea și să spunem nu mai avem nimic de făcut pentru că este deja un plan, pentru că au toate armele, noi trebuie să ne mobilizăm și să spunem... Să căutăm soluții, de-aia l-am invitat. Exact, să spunem ce este în controlul nostru. Mie nu-mi place niciodată să mă concentrez pe ceva ce nu este în controlul meu, adică ce face X, ce face Y, nu, ce pot eu să fac acum. Și eu cred că pe asta trebuie să ne concentrăm. Este la îndemâna noastră. Este la îndemâna noastră. Când, așa cum s-au oprit și alte legi, așa cum s-a oprit certificatul verde, puterea stă la noi. Însă noi trebuie să știm ce vrem cu adevărat.
V-ați întors din străinătate cu scopul de a intra în politică și de a schimba ceva sau cum ați ajuns în politică? Adevărul adevărat, eu am ajuns în politică fără să-mi dau seama că am ajuns din în greșeală, politică. Din greșeală, nu? E, absolut. Și cred că asemenea decizii, dacă le gândești prea mult, e clar că nu le mai iei. Eu am luat decizia să mă întorc înapoi în România în iulie 2020 și când am ajuns era în mijlocul alegerilor locale. Însă eu veneam tot timpul acasă în fiecare an. Și vedeați cât de degradat este orașul și în ce hal a ajuns Deva. Și pentru cine stă în Deva, nu se vede asta, nu se vede. E bine, merge și așa, însă eu vedeam asta. Făcând și imobiliare și având această viziune tot timpul de a face mai bine dintr-o clădire și de a-i da valoare, spuneam oamenilor tot timpul, dar voi nu vedeți asta, voi nu vedeți asta? Acum dacă zici tu, vedem. Și atunci am zis, ok, eu vreau neapărat să-mi aduc contribuția la orașul meu. Acesta este orașul unde m-am născut, de unde vine tatăl meu, unde bunicii mei au venit și au construit, știu eu, la biserică. Deci avem o legătură cu acest oraș. Și cred că asta este și sensul vieții noastre, să ne formăm și să contribuim mai departe la comunitatea și societatea noastră. Și cei de la AUR ofereau o platformă pentru a candida la primăria Devei. Am luat-o ca o joacă. Deci eu, pe mine nu m-am luat în serios, pentru că oricum nu mă cunoștea prea multă lume fiind 15 ani plecată, însă am luat foarte în serios această campanie. Câți ani aveați când ați făcut chestia asta? 37, da. Și toată lumea îmi zicea, mai liniștește-te tu, fată, mătușile cunoscuți, mai liniștește-te tu, fată, o să iei și tu vreo 0,5%. Însă pentru mine nu a contat rezultatul. Pentru mine a contat mesajul. Pentru mine a contat ca oamenii să vadă lucrurile altfel și să vadă ce este posibil. Și pentru mine a fost, ok, o să dau 100%. Eu m-am concentrat întotdeauna pentru... Ați investit bani în campanie sau... Au fost ceva bănuți, au fost ceva bănuți pentru pe care nu... Că știu că în campania asta pentru primărie sunt o grămadă de bani. Au fost ceva bănuți, însă eu vă spun, asta este și un mit, că îți trebuie foarte mulți bani, îți trebuie resurse. Hai să ne uităm nu la bani, hai să ne uităm la resurse. Dacă tu ai oameni și tu inspiri oamenii, acei oameni sunt mesagerii de care este nevoie pentru a trimite mesajul. Da, au fost niște bănuți, câteva mii de euro, nu foarte mult, dar nu i-am recuperat pentru că nu am luat 3% la nivel de județ, însă nu a contat. A contat că am luat în final aproape 7% și am câștigat 2 consilieri locali într-un municipiu reședință de județ, ceea ce nu avea AUR. Și nu uitați, atunci AUR nu era cunoscut. Pentru că nouă ni se spune tot timpul că nu se poate, că nu contează cine votează, contează cine numără sau că votul nostru nu contează. Și eu sunt aici să vă spun că contează, că un partid care nu era cunoscut, dacă are oameni care sunt determinați, care are oameni care sunt bine intenționați, acest lucru se simte. Locul, până la urmă. Acest lucru se simte. Am văzut pe parcurs că v-au dezamăgit de la AUR și ați plecat de la ei și acum sunteți un deputat independent. Ce s-a întâmplat de fapt? Eu cred că trebuie să avem un plan tot timpul unde mergem și la AUR lucrurile nu se îndreptau în direcția care eu aș fi crezut că ar fi fost demn. Pentru mine AUR avea toată scena politică. Toată scena politică și se vede acum urcarea în sondaje. Însă eu aș vrea să mă feresc de efectul balonului umflat, adică umflăm mult balonul ca să ce? Dacă tu nu ai conținut, este foarte vulnerabil la orice, orice ce-l poate sparge. AUR avea oportunitatea de a angaja consilieri, de a identifica oameni, în 2 ani jumate de a pregăti oameni. AUR putea să fie ceea ce România avea nevoie. Însă eu am văzut din interior că nu se întâmpla acest lucru și că nu era interes. S-au dus într-o direcție greșită. Probabil că avea o strategie. Nu știu de unde venea strategia asta, pentru că nici transparența decizională nu era acolo în AUR. Și eu cred că un partid trebuie să aibă, unu, transparență decizională,
Și pentru că nu este o companie, adică dacă este o companie pe nume propriu al cuiva, atunci înțeleg că tu decizi și tu, Normal, tu îți asumi. Însă este un partid politic, ai nevoie de transparență decizională, dacă este să faci ceea ce spui că faci și doi de comunicare foarte bună. Pentru că eu nu cred că poți să conduci cu minciuna. Nu este sustenabil. A conduce cu minciuna nu este sustenabil. La un moment dat se ruinează. Da, da. Fiind minciună după 90 și v-am zis că eu am stat în țară, n-am plecat, am plecat așa mai câteva luni, câteva așa, dar tot în țară m-am întors și simt așa că niciodată n-a fost așa corupție și minciună din 90 și până acum la nivel de 2023. Și am văzut că am evoluat în rău și atunci toată lumea zice cineva merge într-un partid politic sau un partid merge pentru interesul propriu, interesul de partid sau interesul de gașcă, de grup, mai puțin pentru interesul oamenilor care au votat sau pentru interesul comunității sau așa. Și ce spuneți dumneavoastră îmi confirmă ceea ce mi-am dat și-o seama din exterior, fiind nefăcând politică, nefiind membru de partid, că majoritatea politicienilor, sau vorbesc de peste 90%, fac doar interesul propriu sau de grup sau de partid, nu interesul țării pentru cei care au votat acolo. Dar asta nu înseamnă că ei determină politica sau că ei definesc politica. Politica este cu totul și cu totul altceva. Politica este un instrument foarte puternic pentru ca noi, cetățenii, să avem oportunitatea de a ne implica în deciziile luate, în regulile care se stabilesc în societate. Așa că noi nu ne putem permite, pentru că asta este o stare de victimizare, nu mai facem nimic pentru că politica este așa, sau nu mă implic în politică pentru că politica este ce așa. Ce putem face? Noi trebuie să înțelegem ce este politica, în primul rând. Politica este implicarea oamenilor în deciziile care se iau. Păi de-aia am reprezentat acolo, că l-am votat pe ăla, nu pot să mă duc să mă implic acum, să bag cu ușa la Parlament, domnule, ascultă-mă și pe mine, că mie nu-mi convine că vrea firea să-mi ia copiii de acasă. Nu mă ascultă nimeni, vă ascultă pe dumneavoastră pe care mă reprezentați pe mine, nu? Nu. Nu, eu nu sunt de părerea asta. Eu cred că... Nici nu vă invitam dacă aveam aceeași părere și yes man, atunci nu avea rost discuția. Mă bucurați că nu avem aceeași părere, da. Cred că este foarte ușor să spui, mi-am pus votul să facă alții și să stai la televizor să critici. Păi așa zic, bă, te-am trimis acolo, n-ai făcut nimica. Cam așa se... Eu vă spun și ca părinte. Îți faci minimul și după aia, păi eu l-am făcut, să aibă statul grijă de el. Nu, este ceva ce noi trebuie să fim atenți la ce se întâmplă. Este acel... eu mi-aș dori, cred că asta este cea mai mare dorință de a renaște poate în România o conștiință a fiecărui individ că noi suntem parte din această societate și că trebuie să contribuim. Adică nu este ceva ce noi doar folosim să mergem la școală, să facem, să avem un job bun și să creștem în statutul nostru social cât mai mult. Că regulile care pe baza cărora funcționează societatea sunt stabilite de cineva. Și tu când spui eu nu mă bag în politică sau eu îmi dau votul cel mai mult și nu mă interesează, înseamnă că nu te interesează regulile, înseamnă că nu te interesează dacă îți spargi mașina într-o groapă sau că s-a dat o lege care îți pune compania pe butuci sau nu te interesează. Asta înseamnă nu mă bag în politică. Nu mă bag în politică înseamnă nu mă interesează ce decizii se iau pentru mine. Și atunci politica în sine nu este rea. Că imaginea politicii s-a conturat în ultimii ani din cauza oamenilor și din cauza că, hai să spunem pe șleau, și eu sunt una dintre acele persoane care până la 37 de ani nu m-am implicat. Pentru că ne este ușor, nu? Ne este ușor să avem viața noastră, să mergem până, să ne petrecem weekendurile, să mergem în vacanță. Însă viața nu este despre asta. Viața este despre moștenirea pe care în final o lași în urma ta. Este despre contribuție, este despre împlinire. Este ok, am succes, dar ecuația este împlinirea, este succes plus dăruire. Nu trebuie să uităm
această ultimă parte a dăruirii, adică ok, mi-am făcut mulți bani, Dumnezeu mi-a dat mulți talanți și psihic sunt o persoană capabilă, pot să mă descurc, fac mulți bani, este important ce facem cu ei, care este impactul. Impactul este că îmi cumpăr o casă tot mai mare sau îmi cumpăr încă 5 mașini sau încă un ceas, sau impactul este că am revoluționat cu banii mei, am putut să schimb un oraș. Se poate face asta. Dacă chiar îți pui capul, eu sunt cineva care cred că atunci când îți pui capul la ceva, poți să reușești orice. De acord cu dumneavoastră, dar singura mea problemă pe care o văd eu din exterior și am avut și eu de multe ori tangență cu Parlamentul și cu asta, când s-au schimbat legea jocului noroc și am spus că am făcut niște propuneri de lege referenda pe care le-am trecut toate prin Parlament și toate au fost votate, am văzut că degeaba are cineva intenții bune, că dacă majoritatea votează altfel, nu poți să faci nimic. Adică vorbești frumos, da, e ok, sunt împotrivă, dar în momentul când ridică ea mâna și le face semn șeful de partid să ridice mâna împotriva ceea ce ați vrut de oasă să treceți prin Parlament, s-a terminat, s-a blocat totul. Aici de-aia nu m-am implicat eu până acum în politică, că zis, bă, mă duc acolo, am și eu intenții bune, vreau să fac și eu ceva, am niște talanți, dar în momentul când eu am intențiile aia bune și aia votează împotriva mea, acolo m-am blocat și mai departe nu știu ce să mai fac sau cum să reacționez. Spuneți-mi, dacă David Popovici mergea la prima competiție și nu ieșea pe locul întâi și se lăsa, unde ajungea? Despre asta este vorba. Este vorba despre a merge cu misiunea ta în față. Misiunea ta nu se oprește pentru că un partid a eșuat. Misiunea ta pentru România nu se oprește pentru că niște oameni temporari acolo au votat împotrivă. Misiunea ta nu se oprește. Știți filmul acela, Închisoarea Îngerilor, când cred că Friedman scrie scrisoare Morgan Freeman, da. Exact, în fiecare lună ca să ceară un buget pentru cărți și cărți și scrie ani și ani și ani de zile și cândva acele cărți vin. Dar eu vă întreb, dacă el nu începea vreodată... Nu veneau cărțile niciodată. Niciodată, niciodată. Eu pentru asta sunt, pentru the long run. Cât sunt ca dumneavoastră în Parlament? Nu contează cât sunt, contează cât poți influența... Procentual, 1%, 0,5%. Acești oameni nu sunt bătuți în cuie. Să nu uităm că noi avem nevoie de 500 de oameni în 2024. Cu 500 de oameni am avea cu totul și cu totul alt Parlament, alți miniștri, alți secretari de stat. Și de acolo în jos... nu trebuie neapărat să schimb prea mult, pentru că sunt și în instituțiile noastre publice foarte mulți funcționari care își fac treaba, că de aceea încă mai funcționăm așa cum funcționăm. Îmi scriu și mie, dar sunt copleșiți de numărul de nepoți, de amante, de cumnați care vin și iau salarii degeaba și ei muncesc în locul lor, ca să zic că suntem țara cu cei mai mulți funcționari publici pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Avem 1 milion și vreo 600.000 de funcționari publici. Polonia, care e dublu sau triplu ca populație, nu știu, că n-am fost bun la geografie la școală, era cu matematica și cu fizica, dar cred că e dublu sau triplu decât noi, au vreo 300.000 de funcționari publici sau 400, de 3 ori mai puțin. Și atunci îmi scriu foarte mulți de când am fost viral pe net și au văzut cam în ce direcție mă îndrept, cu ce principii am și mai departe, și polițiști, și de la finanțe, și de nu știu unde, știți, cu domnul Cosescu, sunt cu 3 oameni în birou, eu singur muncesc și pentru ei și ei iau salariul ca mine, știi, oamenii sunt frustrați, au frustrare așa mare. Sau știu la casa de pensii o persoană care este de foarte mult timp acolo, care știe toate regulile și știe cum trebuie făcute treburile și la fiecare 4 ani este în criză, pentru că spune, iar îmi pune un nou director care habar nu are. Au politizat tot, inclusiv Ministerul de Interne, inclusiv inspectorii șef din județe sunt puși politic. Nu e posibil să politizezi poliția, nu e posibil așa ceva. Corect. Dar domnul Constantinescu, eu vă spun un lucru. Fiecare monedă are două fețe. Și asta înseamnă că acest sistem, la un moment dat, se năruie, pentru că oamenii văd asta și să nu ne ascundem. Sunt foarte puține spitale unde nu se vorbește despre șpagă ca să te angajezi. Am avut oameni care au venit de dincolo și au spus, hei, ca să mă angajezi acolo și dincolo îmi trebuie 10.000 de euro și așa mai departe. Însă acest sistem
propulsează pe ceilalți oameni să-și dea seama în ce situație suntem. Pentru că dacă ar fi corupția numai într-un minister, nu s-ar vedea foarte bine. Eu am avut chiar oameni care trăiesc așa într-o bulă a lor pentru că au bani și pur și simplu nu cred că este corupție. De ce? Pentru că au mulți prieteni, se rezolvă peste tot. Dau două telefoane și gata. Dau două telefoane și spun... Dar și asta e trafic de influență, nu? Și telefoanele. Dar vedeți, când este vorba de tine să te rezolvi, nu vezi ce faci. Zici că e lobby. Zici că e ok, e prietenul tău, e normal, adică cum să nu te ajute. Aici suntem. Deci eu sper, eu sunt sigură că având acest sistem, lumea înțelege unde am ajuns. Mai România un stat suveran și independent? Cum percepeți, cum simțiți așa? Eu cred că atâta timp cât oamenii se ridică, oamenii vin și protestează și am văzut că nu trebuie... Dar vin și protestează? Unii vin și protestează. Că am văzut că s-au deschis și au urmărit și au venit 5.000 de oameni să călcau în picioare și când vine unul cu o inițiativă ca dumneavoastră cu să nu ne ia firea copiii sau să nu ia nu știu cine copiii să-i ducă în Germania sau nu știu ce, vin trei oameni și ăia de-abia țipă cu o jumătate de gură. Auziți, eu nu-mi pierd speranța, pentru că niciodată nu trebuie să pierzi speranța și de asta sunt aici. Dar am fost de curând într-o saună și spuneam unui om de lângă mine, zic, vă rog să nu facem mai cald, pentru că sunt 97 de grade. Și zice, nu, că mie mi-e frică, eu cred că 97 de grade sunt Fahrenheit. Și atunci cam așa este, adică le spui oamenilor ce este și cu dovada în față, ei zic, dar lasă că poate nu o să se întâmple chiar așa. Adică lasă să treacă și legea că doar n-or veni chiar acasă să ne ia copii. Uite că poate avem nevoie, câteodată este și o lecție de învățat. Da? Și Biblia ne spune asta. Adică trebuie să lași pe copil să dea cu capul de pragul de sus ca să-l vadă pe cel de jos sau mai știu eu ce. Este și o lecție de învățat. Fiecare are o misiune. Eu acolo în Parlament am misiunea de a fi mesager. Să spun, uite ce este, voi ce spuneți, voi ce credeți. Dar armata, eu le spun tot timpul, armata sunteți voi. Dacă voi vreți cu adevărat o schimbare, este la degetele voastre, este în puterea voastră. 20.000 de oameni în Parlament, din 20 de milioane, pot schimba foarte multe. Dar trebuie să fii consistent. Nu merg odată. A mai venit un copil la mine în cabinet și a spus eu vreau să mă înscriu într-un partid și am zis, foarte bine, numai te rog să faci un research foarte bun pentru că e stigmatic, adică când mergi de la un partid la altul, porți cu tine pe unde ai fost. Zic, dar așa politica pentru tine, ce este, te-ai implicat în comunitate? Da, am strâns niște semnături și am dus la primărie, dar nu s-a întâmplat nimic. Și zic, de câte ori ai fost la ședința de Consiliu Local? Păi odată. Păi nu, mergi în fiecare lună și nu te lași. Dacă crezi cu adevărat în ceva și știi că acel ceva va aduce schimbare și impact pentru multă lume, nu te lași. Ați pronunțat cuvântul armată, am văzut o intervenție foarte bună a dumneavoastră pe rețele de socializare, că ați fost împotriva implicării României în războiul ăsta între ruși și ucrainieni, spunând că Ucraina nu este membru NATO și că nu e războiul nostru. Și eu merg pe același discurs ca și noi astăzi și am afirmat de multe ori că noi ar trebui să fim o țară neutră și să nu ne băgăm, să nu ne implicăm în toată nebunia asta pentru că nu e războiul nostru, nu avem nicio treabă. Și aș vrea puțin să discutăm de chestia asta. S-a întâmplat ceva cu interpelarea noastră sau a ținut cineva cont? Am văzut că ați trimis la CSAT și la președinte. Am primit niște răspunsuri standard. Evazive, nu? Exact. Eu vreau să întreb un singur lucru în legătură cu acest război în Ucraina. Noi știm că s-au ținut multe discuții, negocieri înainte de a se trece la război. Corect sau incorect? România corect. A luat parte la aceste discuții? Nu, dar nici în ultima vreme, când vin ăștia și discută, când vine deci, Biden cu Polonia sau ceva, deci nu ne bagă nimeni în seamă. Deci noi nu avem ce să ne băgăm într-o chestie care nici nu am fost parte la discuții dinainte, să știm ce este și ce nu este, să știm exact cine este de vină sau cine nu a acceptat anumite condiții, nu știm ce este. Și atunci
Eu cred că România, da, România este vecinul care poate trebuie să dea un acoperiș deasupra capului celuilalt vecin. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dacă îi arde casa. Da. Însă până să te duci tu să-i rezolvi problemele cu cel care i-a dat foc la casă sau... Este un pas foarte mare. Când tu nu știi ce s-a întâmplat de fapt. Și ce efecte poate să aibă implicarea asta noastră? Adică acceptarea de a transporta armament pe teritoriul țării și azut Orban... Eu sunt fan Orban, pentru că e foarte, cum să zic, foarte naționalist și ține cu poporul și zice, băi, eu nu mă bag în chestia asta, nu e a mea, nu accept să tranziteze armamentul, dar și acum cu greu și asta, singura țară care mai acceptă e România. Au interzis și polonezii și toți vecinii nu mai au voie cu greu. Greu fermierul român stă în hambare și se plătește pe an 100 și vreo 90 de milioane de euro aproximativ, am văzut un calcul făcut de cineva până presă și luăm greu din Ucraina, modificat genetic și cu tot felul de nebunii, cu... Inacceptabil. Aveam măcar un renume foarte bun în acest domeniu al cerealelor și acum ne-am căpătat o stigmă și nu mai este încredere. Și noastră știți în afaceri covenant-ul, să ai un renume foarte bun, să ai o stabilitate, să fii cineva în domeniu, este de foarte, foarte mare valoare. Muncești ani de zile, ca spus de afaceri, să-ți construiești un brand și îl pierzi într-o secundă. Absolut. Și ai pierdut tot, absolut pierzând absolut, brandul. Absolut. Și atunci, compensațiile acestea despre care vorbim sunt foarte mici, nu foarte mici. Ele nu ar trebui să existe. De ce? Pentru că eu întreb, dacă aceste reguli ale Uniunii Europene, cândva le aplicăm, cândva nu le aplicăm, păi atunci tratatul este suspendat. Păi atunci fiecare poate să vină și să zică, acum nu mai aplicăm regulile. Depinde cum ne convine sau nu ne convine situația. Asta este 1. 2. Cine plătește pentru efortul extraordinar care l-au făcut aceste companii și acești oameni de a se alinia standardelor foarte, foarte înalte, europene? Cine plătește pentru drumurile noastre, care eu am spus într-un video, Valea Oltului, jumate din drum, a căzut în Olt. Nu vorbește nimeni. Sunt niște întârzieri extrem de mari acolo. Pe Valea Prahovei, jumătate din drum, a căzut în vale. Nici despre asta nu se vorbește. De ce? Pentru că am văzut în ultimul an și jumătate convoaie excepționale, am văzut tiruri cu cereale care nu cred că respectau greutatea normală și într-o cantitate foarte mare, adică un număr foarte mare de aceste... Cine plătește pentru asta? România este poarta de intrare, însă dacă tu nu ai politicienii care să negocieze asta sau politicieni care au stat la masă cu alte naționalități, au știut cum să-și cunoască foarte bine punctul lor de vedere, avantajele lor, dezavantajele lor, ce caută, despre ce vorbim? Adică îl punem, să mă ierte Dumnezeu, îl punem pe domnul Ciucă să negocieze. Domnul Ciucă nu poate să vorbească nici cu eu zic premierul, robotul. Eu zic premierul, așa-l... Da, am... Numesc eu pe domnul Cineva Ciudan. mi-a spus ceva... Părea o răutate, dar zice, din conversația lui Ciucă cu Ion, nu mi-am dat seama care era inteligența artificială și inteligența naturală. Da. Da. Teoria mea de ani de zile, văzând ce oameni ne conduc, este că băieții din spate, să zic așa, făcând puțin teoria conspirației, pun ori oameni care sunt ușor șantajabili și au scheleți în dulap, ori oameni care nu-i duce mintea prea mult, cum a fost premierul Dăncilă sau alți premieri, pe care poți să-i manipulezi foarte ușor. Nu o să pună niciodată unul ca mine sau ca dumneavoastră, ca prim-ministru sau ca președinte, că nu e controlabil. Și atunci, noi ne mai fiind suverani și independenți, nu e ok să ai un om în fruntea țării care nu poate fi controlabil și nu execută ordine din afară. Noi cred că suntem singurul stat din Europa în care ambasadorul unei țări anume vine direct la președinte sau primul ministru, intră fără... Deci, diplomația spune și regulile diplomației, cei care au studiat, spune clar, un ambasador vorbește cu un consilier maxim, cu un șef de cabinet, nu merge niciodată la primul ministru să-i spargă ușa sau la președinte. Adică asta sunt niște semne pentru mine că noi nu mai suntem pe calea cea bună, adică nu mai suntem un stat suveran și independent care dăm cu pumnul masă, cum a spus dumneavoastră, și a zis, bă, nu mai trece grupă la mine, nu mai trec tancuri pe la mine, nu mai distrug Valea Oltului, nu mai distrug alta, că nu e treaba mea, nu e războiul meu, nu mă interesează, nu vreau să intru în război, nu vreau să mor, nu vreau să... Adică asta e durerea cea mai mare. Întreb, și eu vă întreb, ce s-ar întâmpla dacă am spune nu? Ce s-ar întâmpla? Păi,
Ce s-ar întâmpla? Asta este. Probabil că avem niște schelete în dulap cu care ne șantajează și nu noi neapărat, ci oamenii care sunt puși acolo. De asta eu mă concentrez pe acest parlament și pe europarlamentare. Pentru că ne trebuie 500 de oameni. Cu 500 de oameni ai schimbat o foarte mare parte din sistem. Vorba cu caragiale, cu cine votez în 2024? Votez cu liderii care vor trebui să iasă în față. Va trebui să înțelegem mai că noi... Mai o perioadă foarte scurtă, adică vedeți vreo lidere ieșind în față? Adică sunt... Ne trebuie 500 de oameni, cum a spus dumneavoastră. De oameni din aproape 20 de milioane sunt. Și unde sunt ăia? Sau cum identificăm? Păi, sau ies ăia în față, 500? Dar uitați-vă la AUR. O să fie doar deputați independenți în Parlament, care este PSD-ul sau PNL-ul? Au ieșit 500 de oameni în față, aproape 500 de oameni în față, într-o lună. Deci nu vă pierdeți speranța. Păi și de ce ați plecat de la AUR atunci, dacă erau toți ăștia lideri buni și cinstiți și vreau să facă interesul țării? Haideți să, dacă tot revenim la întrebare, haideți să o rupem pe etape. Eu am lucrat foarte mult cu echipa locală, și la locale și la parlamentare. Factorul uman, cum ar veni? Factorul uman. Și am spus dintotdeauna și oriunde am mers, parlamentarii AUR pe care îi avem în Parlament sunt poate unii dintre cei mai frumoși oameni din Parlament. Asta fără nicio discuție. Toți au în spatele lor niște studii, o afacere, un istoric profesional. Nu sunt oameni, știu eu, care toată viața lor au stat consilier pe la unul și pe la altul ca să aibă și ei ce mânca. Însă, când am ajuns în Parlament, trebuia o nouă etapă. O nouă etapă și acolo nu a fost destul. N-aveau aceleași principii ca dumneavoastră? Nu gândeau ca dumneavoastră? Aveați principii diferite sau vedeați lucrurile diferit, în mod diferit, sau în ce sens era o altă etapă? Deciziile se luau fără ca noi să înțelegem de ce se iau. Mulți dintre oameni au fost de acord că să aibă încredere în aceste decizii. Eu am fost cineva care am decis că atâta timp cât eu nu știm de ce facem un lucru sau altul sau de ce nu facem o grămadă de lucruri, eu nu pot să susțin ceva. Pentru că eu, tot ce sunt eu, a fost clădit pe munca tatălui meu, care este și acum șofer de tir și nu l-am auzit în viața lui să se plângă și a dat maxim pentru noi, mama mea, studiile mele, jobul meu pe care eu, toate astea ni le-am făcut noi cu mâna noastră. Deci eu nu o să iau toată valoarea asta pe care noi am construit-o și să o pun în slujba a ceva ce nu știu ce este. Pentru că eu nu pot să stau dreaptă în fața părinților mei, în fața neamului meu și să spun... Comunității din care veniți. Corect, și să spun... Da, susțin asta, nu, lasă că știu ei ce fac. Nu există așa ceva. Nu există. Mai ales pentru cineva care mie mi-a plăcut tot timpul să înțeleg de ce fac un lucru sau altul. Eu v-am zis că n-am fost niciodată membru de partid, nu știu cum funcționează în interiorul unui partid, că îmi spuneați că nu erați de multe ori întrebată. Nu este un vot democratic, adică când un partid vrea să susțină un anumit proiect legislativ în Parlament, nu se supune la vot, sau care e procedura în interiorul partidului pentru a merge cu o lege sau cu ceva în fața tuturor? Dacă ne referim la un proiect de lege, deci okay. Partid, partidul X, întreabă toți membrii, votează ei acolo sau cum se procedează? Depinde. Unii parlamentari nu sunt întrebați, după cum știți, vin numai în Parlament și li se spune sus, jos sau așa. Și dar se complac în situația asta, le convine, nu? Pentru că au un salar bun, merge și la casă, la măsă, la taxă, pe nu știu ce oraș, e senator, deputat, are șofer și lui, el e mulțumit. Adică asta absolut a fost scopul lui și asta și-a dorit și asta a îndeplinit, absolut, fără să mă intereseze. Dar eu nu am intrat în politică, conștiente sau inconștiente, nu contează asta, dar eu eram acolo. Eu eram acolo și eu nu am susținut un partid nou pentru ca să facem aceleași lucruri. Punct. Ați vrut altceva, ați vrut ceva diferit. Adică dacă facem, dacă nu, mergem acasă. Și am considerat, am fost prima... Deci v-au dezamăgit cu alte cuvinte. Eu am sperat dintotdeauna că își va reveni, că lucrurile se vor întâmpla altfel.
Poate pentru mine succesul unui partid arată altfel decât arată pentru liderii acestui partid. Nu știu. Probabil că succesul se măsoară în procente la vot, nu? Ăsta e succesul pentru lideri. Câte procente au luat la vot? Că tot timpul se fac sondaje. Este succesul pentru partid sau succesul pentru cetățenii României? Pentru că dacă vorbim despre succesul pentru cetățenii României, un partid este acolo nu să ridice o persoană. Un partid este acolo să ridice o țară. Datoria ta ca partid este să ridici alți oameni, să îi pregătești. Este vorba despre viitor, este vorba nu despre cum îmi câștig încă câteva voturi pentru 2024, este unde va fi România în 2050, ce fel de oameni ne trebuie, pentru că uitați-vă la vechile partide, nici nu mai au cadre. Deci unde sunt ceilalți oameni? Este vorba despre, vorbeați de lideri, unde vor fi cei 500 de oameni? Cei 500 de oameni sunt acei manageri, acei lideri, acei directori, acei oameni de afaceri care au realizat ceva în viață și pentru noi toți trebuie să, asta este foarte dur și poate și la mine dacă ar fi venit cineva și să spună trebuie să te efectiv să te scoți din viața ta pentru 2, 3, 4 ani și să mergi și să-ți faci datoria de ministru, de secretar de stat, de un membru într-o consiliu de administrație, trebuie să iei din talanții tăi și să faci ceva și mai mult. Câți fac asta? Vă dau un exemplu. Eu sunt manager la o corporație, nu eu. Dau un exemplu, ipotetic vorbind. Am 15.000 pe lună, cam așa se plătește un manager la o corporație mare, 15.000 de euro pe lună, plus beneficii, procente, bonusuri și așa mai departe, ajung aproape la 1.000.000 pe an. Și veniți noi asta acum și îmi spuneți, bă, hai să ne implicăm și noi un pic. Uite, 4 ani de zile, renunță la jobul tău, vină în Parlament, îți iei 3.000 pe lună sau 5.000, abar n-am cât iau un deputat sau un senator, chiar nu m-a interesat niciodată. Și eu în 4 ani de zile mi-am pierdut tot, pentru că firma aia se duce, evoluează, pune pe altceva locul meu. După 4 ani, poate că nu mai votează nimeni, politică nu știu, n-am studii politice, n-am făcut științe politice, n-am făcut nimic, mă duc acolo, nici nu pot să fac nimic, am pierd și jobul, îmi pierd și milionul ăla de euro care iau pe an și ce fac după aia? Adică cam așa gândește omul în general, știți? Din cauza asta că un ministru, cum a spus dumneavoastră, ar trebui să fie un manager, ca să poți să fii un bun ministru, să fii un bun manager, pentru că un manager de care are 15.000 pe lună plus bonus nu o să meargă ca ministru cât are un minim salar, 2.000 sau 3.000, să stea acolo, nu știu cât, adică trebuie să aibă motivație cumva. Și eu nu-i văd pe miniștri, nici nu mai știu cum îi cheamă. Înainte mai știam pe vremuri, acum 20 de ani, cum îi chema pe miniștri, acum chiar nu mai știu niciun ministru, în afară de Virgil Popescu ăla, cu care tot timpul l-am blamat și m-a dezamăgit enorm de tare, mai știu 2-3 miniștri, să zic, bă, da, aia la care râde toată lumea de el, cu pelicanii, cu cormorani, cu nu știu ce, și mai știu vreo unul sau doi. Și nici nu ai mai auzit de ei și nici nu mai fac nimic, nu să mai, cum e și ministrul apărării, chiar am văzut atunci, cred că atunci v-am văzut prima dată, da, sunt sigur atunci, pentru că încercam să identific de ce l-au schimbat pe Dâncu ca ministrul apărării și atunci, căutând pe net, am găsit video la postat de noastră. Deci atunci, de atunci v-am descoperit, de când cu Dâncu, aia a fost prima mea vizualizare a clipurilor pe care le-a spus. Și atunci, asta nu pot eu să văd transferul ăsta între un om competent care are un venit bun și are o carieră pe care a muncit 20 de ani să ajungă într-un punct și să zică gata, de mâine renunț la tot, mă duc în Parlament și o să schimb România. Aici nu văd eu un pic, adică, știți ce zic? Eu văd mai departe de asta. Eu cred că mulți oameni... De aia dumneavoastră sunteți în Parlament și eu nu sunt, că vedeți mai departe decât mine. Eu cred că mulți oameni și-au dat seama că am ajuns într-un punct în care nu se mai poate, în primul rând. În al doilea rând, cred că cineva ca mine este aici ca să trezească această conștiință, pentru că poate mulți nici nu și-au pus problema că ar putea să facă asta. Pentru că atât de mult ne-am îndepărtat de viața aceasta politică, pentru că aceste caractere care sunt în politică și ce s-a întâmplat până acum ne-au îndepărtat atât de mult, este atât de dureros, încât tot ce vrei este să nu auzi de corect. Ea. Da? Corect. Și atunci, mulți nici nu și-au pus problema că, pot să facă așa ceva. Unu. Doi. Dumneavoastră vorbiți despre faptul că nu ar fi oameni destul de pregătiți. Aș vrea să ne îndepărtăm de aceste idei, pentru că dumneavoastră știți, un om foarte bine pregătit nu are nevoie de informații, da? Henry Ford zicea, eu nu am informații, dar pot să sun pe cineva și să-mi spună informația.
un om foarte bine pregătit știe că există un proces, un proces de învățare. Și în final și la urmă urmei, fiecare minister este despre a crea mai multă valoare, a ști ce ai în ograda ta și a avea un plan să știi unde trebuie să ajungi. Iar acest fel de sistem, orice manager, orice lider îl poate aplica. Eu cred că această lozincă de nu avem oameni pregătiți și trebuie să fie avut nu știu ce experiențe să fii ministru, să fim serioși, să ne uităm acum în guvern ce fel de miniștri și ce fel de experiențe au. Unu, doi, eu cred că sunt oameni mai în vârstă care au cunoștințe foarte, foarte bune în ceea ce privește din punct de vedere tehnic cum funcționează Parlamentul, cum funcționează guvernul. Acești oameni pot să stea în spate și pot să ajute tinerii. Să nu uităm, tinerii nu sunt incapabili. Directorii, liderii, președinții pe care îi avem în alte corporații au probabil până la 45 de ani. Avram Iancu avea 24-25 de ani când a fost conducătorul Țării Moților. Alexandru Ioan Cuza avea, nu știu, 39 de ani când a fost conducătorul principal. Bun, dar atunci se dădea o șansă tinerilor, acum nu se dă șansă. Adică mulți tineri îmi scriu, domnule, am făcut, cum a spus și noastră, vin din Anglia, am făcut acolo, mi-a dat un doctorat, am făcut un master, am făcut la o universitate de prestigiu, m-am și dat examen la stat, am învățat, mi-au sărit dinții 3 luni de zile și a băgat un nepot care i s-a dat subiectul cu înainte și el a pleacă dezamăgit de acolo. Nu i s-a dat nicio șansă să arate cât s-a chinuit, cât a învățat și să demonstreze că e bun și ar putea să schimbe ceva. Da, corect. Sistemul nu este ideal, da? Suntem într-un sistem și nu este ideal. Și atunci ce facem? Ne lăsăm? Nu. Noi trebuie să înțelegem că succesul nu este liniar, așa cum v-am spus cu David Popovici. Dacă nu reușea la prima încercare, gata, se lăsa. Succesul nu este liniar, dar este ori îți asumi, ori nu îți asumi, să mergi cu ce... Dacă tu ai o propunere foarte bună, dacă tu știi că poți să schimbi ceva pentru România, încep de la zero. De la zero poate fi, mă duc la ședința de consiliu local în localitatea unde lucrez. Dar mă primește că am văzut mulți oameni care scriu că au încercat să intre acolo peste ei și fiind o mafie așa de mare, nici măcar polițistul local care e plătit de primar sau e subordonatul primarului, nu i-a lăsat să intre înăuntru la ședința respectivă. Atunci mergi la un parlamentar, pentru că de asta sunt, mergi la un parlamentar și parlamentarul de asta este aici. În primul rând, da, și pentru inițiative legislative, dar parlamentarul este și acolo să mijlocească legătura dintre cetățean și instituțiile statului atunci când nu funcționează. 1, 2, te duci în fiecare, la fiecare ședință. 3, începi să ai o voce. Vorbești despre ce se întâmplă, vorbești despre propunerile și hotărârile care se propun în Consiliul Local și așa mai departe. Devii cineva... În ziua de azi nu ne putem plânge că nu putem să avem o voce. În ziua de azi nu ne putem plânge că nu putem să fim un lider pe domeniul pe care îl cunoaștem. Cunoști construcții? Du-te și vorbește despre construcțiile sau despre ce se întâmplă în orașul tău. Vorbesc, după aia nu mai dau autorizații, că de la ei depinde și dacă n-au ei chef să-ți dea autorizație, nu-ți dau autorizație și găsesc 1000 de motive că legislația e făcută în așa fel în România încât să-ți găsească motive. Și dacă super. Eu mă duc ca și constructor sau dezvoltator imobiliar și dau cu punul masă la Consiliul Local, ce până la nu mai dați 2 ani de zile autorizație, te bag în faliment. Foarte bine, atunci ieși și în față și candidezi. Pentru că dacă vezi în jurul tău că nu sunt lideri, ai o datorie. Einstein spunea, dacă ai avut privilegiu să vezi, înseamnă că ai o datorie să acționezi. Despre asta vorbim. Este ce pot să fac eu azi, acum? Da, sunt foarte multe dificultăți, eu nu spun asta, dar dificultatea face călătoria frumoasă și reușită în final și la urma urmei. Și eu sunt aici pentru că sunt convinsă că este un motiv pentru care m-am născut român, că este un motiv pentru care m-am născut în România, pentru că este ceva de făcut aici. În Germania nu mai aveam nimic de făcut. În Anglia nu mai este nimic de făcut. Eu văd în România doar posibilități. Da, nu este ideal. Nu este ideal, dar probabil că aici este frumusețea. Pentru că România, dacă este să ne uităm la momentul actual, România nu a avut niciodată în număr absolut mai mulți oameni care au mers la facultate, mai mulți oameni care au avut oportunitatea de a primi experiență din afară, da? Care ar putea participa și noi am putea arde etape
extraordinare și am putea să ne plasăm undeva în viitor mult mai bine. Eu vorbesc despre numărul acesta absolut. Citeam în 1800 către 1900, în Transilvania erau aproximativ 300 de oameni, așa calculau ei intelectualii, câți oameni erau abonați la reviste, la revistele acelea. Erau vreo 300 de oameni, dar cu acei oameni au făcut o revoluție. Adică noi, în număr absolut, avem foarte mulți oameni pregătiți. Trebuie să stăm la masă și cum să cum să-i convingem să implice? Asta e întrebarea mea și revin la ce discutam mai devreme. Cum îi convingem pe oamenii ăștia pregătiți să se implice, să lase un pic jobul lor, să lase un pic confortul lor de mers 3 luni pe an în vacanță sau 5 luni, să vină să dea cu bunul masă să se implice, să schimbe ceva? Cu ce argumente putem să-i convingem? Sau de unde să o apucăm? Eu merg pe argumentul sensului vieții și aș merge chiar mai departe să spun... Este poate ce poți să faci tu ca parte din mântuirea ta sau calea ta spre mântuire. Este despre aceeași poveste, despre dacă tu poți și te uiți în jurul tău și nu există altcineva care să facă, înseamnă că tu ai văzut, tu ai avut privilegiu să vezi. Când tu critici pe alt om, înseamnă că nu e bine. Nu e bine. Tu trebuie să spui, ok, eu am avut privilegiu să văd. Trebuie să-l fac și pe acel om să vadă, nu să-l critic, că el nu a văzut. Despre asta vorbim. Este, îți place ce se întâmplă în România? Nu. Ok, atunci ai ceva de făcut. Punct. Nu este foarte multă filozofie. Și putem să căutăm și găsim 1600 de scuze. Foarte multe scuze. Chiar l-am întrebat de curând pe un prieten de-a meu, care este foarte bine pregătit pe studii europene. L-am întrebat cum ar vedea el o implicare în politică și mi-a dat un răspuns în care am văzut sute și sute și sute de eu, mie, poziția mea, eu, nu pot, eu, am o familie, eu și am zis ok, e ok, pentru că îmi amintește de Steve Jobs când a convins acel director de la Coca-Cola să vină și să se alăture Apple și a spus, tu vrei toată viața să faci să conduci o companie care vinde apă și zahăr oamenilor. Deci este despre esența lucrurilor. Și de aceasta avem lideri, de aceasta sunt oameni care vorbesc și care inspiră pe alți oameni. Pentru că câteodată este la îndemâna ta, este în fața ta, dar nu poți să vezi. Eu pentru asta sunt. Cu fiecare declarație în Parlament vreau să deschid un pic și mai mult, și mai mult această viziune spre o posibilitate pe care o avem în România, spre a ne uita la România ca o binecuvântare care Dumnezeu ne-a dat-o să facem un lucru extraordinar. Nu ca pe, vai, o nenorocire. Bine, du-te în Germania, fii un roboțel de la 8 la 6, plătește-ți taxele, vezi să-ți plătești taxele, și, și toate bine și frumoase. La 80 de ani ne punem o cruce și am terminat cu viața asta. Și ce am lăsat în urmă? Poate niște copii. De ce nu vreți să deveniți un nucleu, să vă faceți un partid și să adunați mai mulți oameni în jurul dumneavoastră? Că așa, independent, omul nu are curaj, dar dacă e cineva, un lider care are niște principii foarte sănătoase, cum aveți dumneavoastră, și așa, cred că mai repede s-ar convinge să se alăture cuiva și să formeze un grup de oameni mai mare, care ar putea să aibă chiar să fie o voce, că ca și independent, azi, că e foarte, foarte greu. Am văzut cum v-ați luptat și cu ce spuneam, cu implicarea României în război și cu termocentrala de la Mintia, că m-a durut și pe mine sufletul când am văzut câți bani a investit statul român și că au vândut-o pe nimica, pe fier vechi. Apropo, ce s-a întâmplat cu termocentrala aia până la urmă? Adică au vândut-o, da, este, nu? Un proces, da, au vândut-o, este un proces acum prin care eu și cu doamna avocat Marina Ioana Alexandru și cu domnul... Nu știu. Da, este doamna avocat și domnul Adrian Aciu, sunt doi dintre cei mai mari activiști ai României, care au reușit să oprească multe, să spunem așa, legi neplăcute și sunt în Parlament la fiecare propunere de lege care este foarte importantă. Azi au fost chiar la doamna Firea cu 145-2023. Dau voie să intre așa în Parlament cine vrea sau cum vrea? Sau... Poți să ai invitați, absolut. Poți să ai invitați și doamna avocat reprezintă și o asociație foarte puternică de părinți.
Sunt oameni care lucrează din umbră, care ar putea să aibă averi, dar în România mai sunt oameni trimiși de Dumnezeu, eu cred asta, pentru că altfel nu ar avea decât credința poate să-i țină pe acești oameni și să facă ce fac și să nu doarmă nopțile, pentru că termenele astea tot timpul... Să nu aibă un interes personal sau material sau de grup sau... Da, dar sunt oameni, așa cum avem călugări, așa cum avem preoți și așa cum avem asistenți medicali și sunt oameni care sunt... Care dedică viața unui scop, unei cauze bune, unei cauze drepte. Absolut. Și noi ceilalți ar trebui să îi susținem. Pentru că, în final și la urma urmei, asta este societatea în care trăim. Dacă nu ne susținem unii pe alții, în ce fel de lume trăim? Adică, da, ies eu cu bolidul pe stradă și dau fum în nas la, știu eu, cine merge pe trotuar și aia e o viață împlinită? Nu, noi trăim într-o societate. Dacă ceilalți sunt prea săraci, așa cum este această mare inechitate în lume din cauza capitalismului, în ce fel de lume trăiesc eu? Despre asta este vorba. În ce fel de lume vreau să trăiesc? Adică îmi pasă sau nu-mi pasă, nu? De cei din jurul meu, nu? Asta e întrebarea, de fapt. Îmi pasă sau nu? Ați păsa sau nu-ți păsa, nu? Eu cred că dacă îți pasă de împlinirea ta, atunci de fiecare dată când ai oportunitatea să faci ceva bun, pentru că Dumnezeu îți dă foarte multe șanse să faci ceva bun. Da. Asta nu înseamnă că trebuie să iei tot ce știu eu, ce ai câștigat și ce ai în bancă să dai la săraci. Nu. Trebuie, cineva îmi spunea, trebuie să ajuți puțin. Atâta încât omul se poate să-și revină. Dacă îl vezi jos, dacă îl vezi că nu are nicio șansă, ajută-l psihic, cu consiliere sau ajută-l material puțin cât să-și revină și să poate să capete putere. Despre asta vorbim. Iar despre partid, nu știu să vă spun sincer, însă... Când vor fi alegerile? În toamnă, cred că, nu? În toamna 2024, nu? Nu, încep deja, cred că din primăvară încep cu europarlamentar. Eu nu mă pricep, de aia vă întreb dumneavoastră, că nu, chiar nu știu, n-am nicio idee. Știu că sunt patru feluri de alegeri, locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale, nu? Vedeți, eu nu mă concentrez atât de mult pe alegeri, cât, vedeți, nici măcar nu știu exact când sunt. Eu mă concentrez pe a da 100%. Pentru că dacă m-aș concentra, aș fi putut să îmi asigur oricând un loc altundeva. Au fost aceste oportunități. Nu le-am dat curs. Nu credeți că ar avea mai mult succes având un grup de oameni în spate decât a fi independentă? Vă invit. Ați fi primul. Vedeți? Eu v-am spus, deci frica mea, mie îmi place să mă implic, să-mi dau talanți. Eu mi-am donat mai mult de jumate din avere și lumea știe că am făcut și public niște inițiative de-astea caritabile ca să invit și alți oameni să participe. Absolut, da. Și mi-am donat mai mult de jumate din 50%, deși zice 10 oala aia la Biblie, la mine a fost 50 oală sau chiar mai mult. Ok? Și tot timpul am spus oamenilor că am prieteni care sunt mai bogați ca mine și zic, Dumnezeu ne-a dat atâția bani, că noi suntem niște intermediari ca să-i dăm mai departe, nu să-i ținem pentru noi, asta încerc să-i conving. Și asta e mesajul meu la care tot spun, că am prieteni care au miliarde și n-au dat în viața lui un leu, dacă vede un boschetar pe stradă, îi dă cu piciorul, să leagă mai încolo. Și tot încerc să-i conving, bă, omule, ai atâția bani pentru că Dumnezeu ți-a dat să dai mai departe și n-ai parte de ei până la sfârșitul, așa, adică nu plecăm de aici cu datoriile neplătite de pe lumea asta, toți trebuie să avem grijă de cei din jur, dar și toți mi-au zis, domnule, dar de ce nu te bagi tu dacă ești așa cum spui că ești în apariție publice, de ce nu te bagi în politică? Și de-aia v-am și invitat aici, că v-am văzut curajul și v-am văzut principiile și să mă convinge să intru și eu sau să ajut și eu sau să contribuie și eu, să fiu parte cumva, pentru că eu văzând acolo că și noastră și cu mintia și cu aia, că tot ați spus și cu implicarea și cu tot, dar până la urmă tot au făcut altfel decât v-ați dorit noastră să se întâmple lucrurile. Da. Și aici mă blochez eu aici mental. Aici vă blocați dumneavoastră pentru că dumneavoastră credeți că rezultatul trebuie să fie cumva și într-un anumit timp și să arate într-un anumit fel. Da, eu fiind om de afaceri, eu știu, fac un business plan pe un an, pe doi, pe trei, pe cinci și atunci aici în politică corect, e mai greu cu business planul. Corect, sunt de acord și cu asta și am făcut și eu destul de multe business planuri. Însă în politică este despre a da 100%. Eu am fost la Mintia și am început cu Mintia din decembrie 2020. De ce? Pentru că era și ceva
sentimental. Noi am... Noi acolo, în Deva... Am trecut pe lângă turnurile aia fiecare zi, cu copilării noi, pe acolo, nu? Corect. Noi în Deva am trăit, ne-am născut corect, cu da, mintia. Cu mintia, da, da, da. Știm istoria ei, chiar îi spuneam tatălui meu, care s-a născut în 1960 și această centrală s-a construit din 1969 până în 1979. Doamne ajută, mulțumesc. Și îi spuneam, pentru că s-au deschis diferite etape ale termocentralei în acești 10 ani, nu toate odată, nu toate unitățile odată, și am zis, tata, vreau să mă transpun în timpul tău, când tu erai copil și în Deva, aproape în fiecare lună, se mai finaliza un bloc, se mai deschidea o fabrică, se mai deschidea o unitate la Mintia. Să trăiești într-o lume în care tot timpul se face ceva nou, se construiește, vezi valoare, oamenii merg la muncă. Pentru comunitate, noi locuri de muncă. Exact. Noi trăim într-o țară în care tot timpul se închide ceva, se numai vești rele, bad news. Și atunci, pentru mine, Mintia era un simbol. Eu cu Mintia am atras atenția asupra faptului că se mută un activ al statului din care noi știm, ca cineva care face business, noi știm că dacă tu, ca și business, ai pe partea de desfacere, pe partea de piețe, cumpărător, preț, stabilitate, știi exact, adică aia este cea mai grea parte a unei afaceri, să ai unde să-ți vinzi produsul. A veni cu o idee și chiar a face produsul nu este atât de greu, pe când este să ai cui să-l vinzi și să realizezi profit. Deci este Mintia, este o afacere care are cealaltă parte, deci riscul este zero. Ai o afacere cu risc zero. Într-o afacere cu risc zero, noi știm că poți oricând să spui unei bănci, acesta este business planul meu. Am deja cumpărătorii, am prețul și mă duc la bancă oricând, iau bani, iau credit. Cine nu poate să facă așa business? Și atunci termocentrala Mintia era despre a muta un activ al statului care era sigur, o afacere sigur, care făcea profit și a o muta în buzunarele unor șmecheri. În buzunarele unor șmecheri. Care ce fac? Care iau profitul dacă plătesc, că de cele mai multe ori noi nu știm plătesc, da, că nu plătesc da. Nicio taxă, deci din 100% care ar fi și revenit... Și banii merg afară toți. Din 100% care ar fi revenit statului, poate ai un 5%, și banii merg unde? Să-și cumpere unul și altul iahturi prin Monaco? Despre ce vorbim? Și atunci vine PNL și ne spune, a, nu, trebuie să avem un management eficient. Și răspunsul meu este, păi stai puțin, dacă eu este să mă gândesc să se piardă niște bani prin niște salarii are unor români care lucrează la termocentrala Mintia și să nu facă atât de mult profit versus să-mi iau un privat, să dea niște salarii mizere și să-și mute profitul în străinătate, despre ce vorbim? Prefer prima variantă, dar în numele eficienței manageriale să mutăm un activ al statului. Deci pentru mine Mintia a fost un simbol și de aceea eu nu am lăsat subiectul. Chiar când nimeni nu mai vorbea despre acest subiect, mă duceam, făceam video-uri, spuneam în ce fază este această vânzare. Oamenii râdeau de mine, spuneau că vreau să-mi fac capital electoral și spuneam, nu, este vorba despre micile victorii. Românii au nevoie de câte o mică victorie. Și dacă se vinde, și basarabenii știu acum din Republica Moldova că a existat Mintia și că s-a vândut și că a fost cea mai mare termocentrală din vestul României. Este vorba de, cu fiecare subiect, să ridici conștiința oamenilor despre ce se întâmplă cu adevărat și să ai oportunitatea ca pe subiectul acela să înveți oamenii, să educi ce este o companie de stat, ce este bine, ce nu este bine, cum să ne uităm, ca să nu ne pierdem în minciunile, din păcate, politicienilor de la putere. Am citit, apropo de companiile de stat, acum vreun an de zile au făcut niște ziariști independenți, că știți că 90% din presă nu mai e independent, au făcut o statistică și au văzut că 70% din membrii Consiliului de Administrație sunt rude, lipitori de afișe, neveste și amante. Adică, crezi că nu...
nu asta e o problemă foarte mare și că din cauza asta și Taromul și Loteria Română și toate firmele astea de stat sunt pe pierderi de ani de zile din cauza că sunt conduși de oameni incompetenți care sunt în 4-5 consilii, care sunt și la, nu știu, Nuclear Electrica și la Loterie, adică se pricep și la Jocuri de Noroc și la Energie și la Bănci, și, adică sunt oameni care sunt în 4-5-6 consilii de administrație. Nu s-ar putea cumva schimba legislația și puși specialiști, ori din mediul privat, ori persoane competente, ori să se, nu știu, să lucreze cu o firmă de HR privată sau ceva, să ducă oameni competenți care să meargă în Consiliul Administrației și să schimbe lucrurile astea. Absolut, pentru că este un sabotaj dublu. Un sabotaj în sensul că vrei să, prin aceste nepotisme, le spunem noi, nu? Ce faci? Sabotezi firma de stat, în primul rând, și după aia vii tu în Parlament, PNL, și ne spui, nu, noi suntem liberali, noi suntem pentru privatizare, că uite câți bani pierdem cu Tarom, uite câți bani pierdem cu X și Y companie. Păi întrebarea este, de ce? Unde este managementul? Păi te adică uiți pe CV-urile celor de la Consiliul de Administrație că sunt publice și te iei cu mâine de cap. Deci la Tarom, filologie, istorie și cam ăștia sunt oamenii care sunt la Tarom, deci în Consiliul de Administrație. Deci nu mai putem să înghițim. Văd chiar pe pagina mea, oamenii îmi spun, noi pierdem atât de mulți bani, băgăm bani în Tarom. Măi, oamenilor, noi trebuie să înțelegem. Japonezii plătesc, din câte am înțeles eu, aproape de șase ori prețul orezului să-l facă la ei în țară. De ce? Pentru că l-ar putea importa din Thailanda. Dar dacă thailandezii închid robinetul, au lăsat o țară întreagă fără mâncare, că la ei pâine, orez, da, de fapt. Exact, corect. Ca și cum ai zis la noi, fără pâine. Cu orice. Și atunci, asta e a investi în orez, înseamnă că investești în siguranța țării tale, în siguranța alimentară, în siguranța națională, în final și la urma urmei. Noi despre asta vorbim aici, în România. Sunt anumite firme care nu poți să le privatizezi. Da, sunt unele. Hai să vedem care poți să le privatizezi și care nu poți să le privatizezi. Atunci când există un echivalent la ea. Înțelegi? Nu există un echivalent la Tarom. Noi trebuie să avem o companie națională. Pentru că dacă, nu știu, se întâmplă, avem niște neînțelegeri cu unele companii private și nu mai vor și, știu eu, au un consorțiu se trage pe piață. Exact. Ce faci? Deci noi trebuie să avem o continuitate acolo, măcar niște școli unde merg oamenii noștri, un management minim care poți, o platformă pe care poți la un moment dat să o folosești. Și în caz nu s-ar putea schimba legislația în sensul ăsta să fie persoane competente în Consiliul de Administrație? Da, atunci când avem cei 500 de oameni. Păi și haide să începem să-i găsim, să dăm un anunț public, angajăm 500 de oameni competenți, serioși, patrioți, credincioși care vor să schimbe România. Absolut și fără frică. Noi trebuie să înțelegem, nimeni nu se naște politician. Și nu există școală pentru politician. Singura caracteristică și cea mai importantă de politician este cu adevărat să ai integritate. Să ai integritate. Cinste, corectitudine, respect. Adică simplu. Restul se poate învăța. Restul se poate învăța. Așa cum la comanii spun... Deci dacă ai un caracter frumos, poți să vezi orice, nu? Absolut. Absolut orice. Absolut orice. Și acea dorință. Da, doresc să... Și viața te compensează. Viața te compensează. Vorbeam cu un parlamentar dintr-un partid în Parlament și spune, Ana, ți-am văzut videourile și, dar nu e ok ce se întâmplă, nu e ok. Și, păi zic, de ce stați acolo? De ce stați acolo? Ba, știi, am doi copii și nu știu cum să... Asta povestea aduce în fiecare zi. Și că... am zis, domnul parlamentar, aveți încredere. Când faci ceea ce trebuie... Dumnezeu îți trimite oameni, îți trimite bani, îți trimite oportunități, îți trimite tot. Mă, trebuie să te arunci și singura ta ancoră să fie credința. Noi știi că dacă faci din bune intenții, cu adevărat bune intenții, nu există să te lase Dumnezeu. Despre asta vorbim. Ce spunea Părintele Datos? Foarte simplu. Calea e simplă, e Dumnezeu. Fiți cu Dumnezeu foarte și atunci simplu, sigur veți reuși. Cu credință mergi prin zid, mergi pe
pe apă. Cărbuni în cinci, ca la Tony Robbins, da. Vreau să mă întreb, mi-a spus că ați făcut școala afară și știți probabil că ați făcut liceu aici în România și primii ani de sistemul ăsta de învățământ, că după Revoluție nu s-a schimbat absolut deloc și este un sistem, după părerea mea, dezastruos. Eu pot să afirm chestia asta cu tărie pentru că cel mic mi-a făcut școala din clasa 1 pe sistemul british aici în România și cel mare a fost la învățământul de stat. Este o diferență de la cer la pământ, toți ne plângem, sau tot cheltuit bugete după Revoluție și sistemul de învățământ e la fel de dezastruos și de prost și de îngrijorător ca și acum 30 de ani. De ce nu se poate schimba sistemul ăsta de învățământ? Ce? Nu o să se țin Parlament, probabil că mai sunt niște legi care sunt pe acolo, sunt în sertar, sunt... Ce se întâmplă? De ce nu se poate schimba sistemul ăsta de învățământ? Se poate, cu cei 500 de parlamentari, însă ce vreau eu să vă spun este că este o criză în sistemul educațional. Eu nu știu foarte bine legile, pentru că trebuie să fii specialist să înțelegi foarte bine. Legile educației, nu? Legile educației. Uh-huh. Însă sunt niște principii. Și ce s-a întâmplat în ultimul timp cu digitalizarea, cu accesul copiilor la informații, profesorii sunt depășiți. Pentru că nu au fost pregătiți. Nimeni nu a fost pregătit, ca și cu pandemia. Și la început, la toată lumea, era îngrijorată pentru că nu știa ce este. Însă paradigma trebuie să se schimbe. De aceea avem noi o criză în învățământ și vă spun asta pentru că am văzut din alte surse oameni care au mers în școală, au vorbit cu copiii. Copiii sunt foarte deștepți. Așa este. Copiii sunt foarte deștepți, au niște răspunsuri dacă stai frumos la masă cu ei și vorbești frumos, au niște răspunsuri și mă gândesc eu la vârsta asta, la vârsta respectivă... Nu avem acces la informație ca ei. În niciun caz nu puteam să dau un asemenea răspuns. Copiii aceștia nu au nevoie de informație. Noi eram obișnuiți ca profesorul să vină și să ne dea ei informația. Nu mai au nevoie de asta. Ei au deja informația? Ei au deja informația. Să le o structureze, probabil. Ei au nevoie să spună ce este important și ce nu este important. Cum mă uit la asta și cum nu mă uit și cum o folosesc. Ei sunt foarte practici acum. Ei vorbesc tot timpul despre a face o diferență și de a avea un impact. Ei asta vor să înțeleagă. Ați văzut puțin mentalitatea s-a schimbat. Eu am văzut asta dincolo, că am trăit criza din 2007-2008. Înainte de criză, toată lumea vroia încă o mașină mare, încă o casă mare. După criză, lumea vorbea despre impact. Despre a face o diferență, ceea ce nu era, după părerea mea, înainte de 2007. Despre asta vorbim, despre cum pot eu să folosesc informația. Și dacă profesorii sunt depășiți, entuziasmul și încrederea pe care o au copiii a ajuns la o foarte mare... Nu le mai captează atenția ca înainte. Am văzut tot felul de scene pe internet filmate și scandal și pe la televizor și asta cu copii obraznici care hărțuiesc profesorii, care... Eu nu sunt de acord, n-am fost de acord de la început să nu mai fie uniforme în școală. Noi asta ați fost în Germania sau ați fost în Anglia, toți copiii când ies de la școală au uniforme. Adică... Și mai ales cei de la școlile cele mai scumpe, aceia sigur au uniforme. Acum vin cu tot felul de haine. Unii au posibilități materiale mai mari și vin cu niște haine scumpe, iar alții suferă și sunt complexați că colegii lor vin cu haine mai ieftine. Și asta e o problemă pentru un copil care nu gândește matur și poate să-l complexeze în așa încât el nu mai vrea să învețe. Din cauza e rușine să mai meargă la școală, că el nu are nu știu ce geacă de nu știu câte mii de euro care o are colega sau colegul sau deci ceva. Trebuie să recunoaștem că și profesorii sunt depășiți. Sunt atât de multe influențe, multe influențe în care este foarte, foarte greu. Trebuie să fii foarte capabil ca să poți, plus că fiind părinții... Și să captezi atenția, pentru că eu de când eram elev, de pe vremea lui Ceaușescu, că am făcut școala, am terminat facultatea prima construcții la Timișoara Politehnica și eu nu stăteam la cursul în care profesorul venea și îmi citea după foaie, pentru că ziceam, bă, dacă el îmi citește după foaie, pot să citesc și eu acasă, în liniște, am o atmosferă plăcută, adică nu stau acolo să-mi citească, deci eu nu respectam profesorii nici la liceu, nici la școala generală, nici la facultate care îmi citeau de pe foaie și acum am văzut majoritatea profesorilor vin cu foaie și citesc mecanic, nici nu măcar ridică ochii de pe foaie să aibă așa o interacțiune cu elevii, să-l simtă că e acolo, că e cu el, că e aproape, că e... Din păcate multe nu funcționează. Spuneți-mi dumneavoastră ce funcționează în România. Nu știu, sistemul de șpăgi.
funcționează ceva foarte bun, bine. Ceva bun pentru cetățeni ce funcționează în România. Ceva bun pentru cetățeni? Chiar nu știu. Acum că poți să-ți iei cazierul și nu mai trebuie să stai pe la miliție, pe acolo, la coadă, poți să-ți iei pe internet. Asta am văzut o chestie extraordinară care... cum să zic eu, având nevoie de cazier tot timpul pentru diferite firme și pe diferite chestii de genul ăsta, tot timpul avea o problemă să stau, să mă duc cu șoferul, să aștept, să... așa, și acum ultima dată că am nevoie de cazier, mi-am luat acasă online și... Corect, dar nu vi se pare că este prea puțin? Prea puțin, prea normal, târziu? Pentru că afară tot e digitalizat. Da, eu vă spun că birocrația bate digitalizarea. Vă dau un exemplu. Eu am o mașină electrică și am parcat în București știind că mașinile electrice parchează gratis. Incorrect. Afară parchează gratis. Dacă ai o mașină electrică, trebuie să îți faci un dosar, să mergi la primărie și să-ți iei un sticker să-ți aprobe. Dar ai numere de alea vers, că sunt numere vers, nu pe mașina electrică. Dar stați un pic, stați un pic. Și acela de la parcare spune, bă, băiatule, când vezi număr de la verde, nu iei banii. Stați un pic, mașina electrică este înregistrată în sistem ca electrică, deci ei când se uită acolo văd asta. Dar dumneavoastră înțelegeți logica, birocrația a bătut digitalizarea, încă mai trebuie să-ți faci un dosar. Mașina asta nu v-au lăsat să intrați, o matriculați atunci la, când a fost scandalul ăla? Da, corect. Am o memorie bună la vârsta mea. V-am asociat atunci cu Cristian Tereșu, europarlamentarul, care n-a fost lăsat să intre în Parlamentul Europei, că nu era vaccinat și n-au vrut să-l lase și până la urmă, cu argumente legislative și cu asta, l-au lăsat în final să intre în Parlament. Interesant. A fost foarte interesantă experiența pentru mine. În primul rând vreau să spun că eu eram deja acolo de 3 ore înainte să încep să pentru că n-a fost vaccinată sau de ce nu v-au lăsat? Corect. Și nu am prezentat un test. Un test COVID? Da, test COVID. Dar era vorba exact așa, ca o masă, adică eu puteam să-ți dau ție actele. Adică cât am stat acolo, în fine, nu, asta contează. Contează, adică cum să nu conteze? A trecut, pentru că este răutatea oamenilor. Dar ați rămas cu un gust amar, cu o experiență este răutatea oamenilor. Despre traumatizantă, asta, umilitoare. Exact, despre asta vă spuneam și înainte. Ce te doare cel mai mult este că nu erau cei de la OMS care nu mă lăsau pe mine de la Organizația Mondială a Sănătății care nu mă lăsau Poliția pe mine. Poliția locală sau cine? Erau oamenii noștri. Noi între noi, cum ar veni. Erau cei din Deva cu care poate am mers la școală. Era cei din Deva cu care poate am copilărit. Erau oamenii noștri. Și atunci era răutatea aceasta. Adică domnul prefect putea să pună un ghișeu afară unde să preiei actele. Dacă chiar aveai bună voință. Și eu asta nu înțeleg cu oamenii aceștia. Pentru că fiind în poziția în care sunt, ar putea să fie eroi. În orice poziție ar putea să fie eroi. Eu am și zis, poți să faci un lucru foarte bun într-un oraș și oamenii te vor vota primar 20 de ani, dar fă acel lucru bun. Ce m-a uimit însă pe mine este că atunci când filmam, erau oameni care mă cunoșteam și spuneam, hai tu, Ana, lasă că, hai că te rezolv eu. Hai că îți fac eu, închide aia, hai, nu mai lasă, nu mai fă asta, că te rezolv eu. Și pentru mine a fost surprinzător. Deci, despre asta e vorba, adică nu... Surprinzător, i-am zis, eu, dacă vroiam, mă rezolvam, dar ceilalți 99% nu se rezolvă. Și atunci noi în ce adică lume trăim? Adică eu mă duc acolo să schimb noi ceva lume? Eu mă duc, îmi fac treaba, mai și dau lumea la o parte când plec de acolo... Și mă duc acasă. Principiu... Și în sufletul meu ce este? Când știu că ceilalți sunt acolo, se chinuie, se... Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Dumnezeu ți-a dat oportunitatea să ajuți și tu te comporți profiți ca de un... poziția asta socială și de... Dar ce păcat! Ce păcat! Adică toate acestea sunt daruri pentru tine, nu sunt daruri pentru ceilalți, sunt daruri tot pentru tine, tot ție ți se întoarce, tot tu mergi acasă cu sufletul împlinit că, băi, mi-am făcut treaba, mi-am pus capul pe pernă, știu că mi-am făcut treaba astăzi. Ar fi multe de... Dar nu vreau să vă țin, că știu că sunteți obosit, ați venit de la Parlament și aș vrea să vă mai invit și să facem un live ca oamenii să pună întrebări în direct. Eu de obicei când fac un live am peste 2000 de oameni, care se uită și atunci ei pun întrebări și putem să răspundem punctual. Cum v-am întrebat și eu,
Eu nu neapărat v-am întrebat din răutate sau să vă pun în încurcătură, dar chiar sunt puțin confuz așa, să iau o decizie de a mă implica în sensul ăsta mai mult sau să continui pe calea asta de a face public niște chestii, dar fără să fac pasul la next step, știți? Și atunci... Avem o viață, vă rog eu, nu ezitați! Nu ezitați! Vă mulțumesc mult de tot! Eu vă mulțumesc! Și vă rog să îmi promiteți că o să veniți la... Vă promit, pentru mulțumesc. Că aș vrea să vă las cu un citat de la Titulescu, care spune că nu se poate ca ceea ce a conceput mintea românească, ceea ce a simțit inima românească, să nu poată înfăptui energia românească. Foarte frumos, Doamne foarte ajută. Frumos. Doamne ajută, mulțumesc. Mult. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. După cum ați auzit, doamna Ana Maria Gavrilă o să ne mai onoreze cu prezența pentru un live, așa că pregătiți-vă întrebările și să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. Doamne ajută, o seară frumoasă!